Domnul cel prea înalt, stăpânul Adonai, el să-și facă lucrarea în chip de plin în viața noastră a tuturor. Nu știu dacă ați venit aici ca să primiți ceva, dar Domnul are un mesaj. Mesaj și pentru tineri și pentru bătrâni. Mesaj foarte important în aceste vremuri. Biserica noastră are nevoie de acest mesaj și aș vrea ca Duhul Domnului să ne deschidă ochii și să ne deschidă inima ca să avem un folos real și nu pentru o zi, ci pentru toată viața. În textul care a fost citit la versetul 5 spune: să nu fiți iubitori de bani, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Și continuă: mulțumiți-vă cu ce aveți. Noi trăim într-un veac de nemulțumiri. Soțul nu-i mulțumit de soție, soția nu-i mulțumită de soț, părinții nu-s mulțumiți de copii, copiii nu-s mulțumiți de părinți. Patronii nu-s mulțumiți de slujitori, slujitorii nu-s mulțumiți de patroni. Și ceea ce s-a întâmplat la Paris e dovadă de nemulțumire. Vroiau să pună mâna. O, Doamne, învață-ne să trăim ceea ce e scris aici. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Sunt atâtea plângerile astăzi de nemulțumiri. De fapt, Apostolul Pavel în epistola a doua către Timotei, la capitolul 3, spune că vor fi vremuri grele și printre motivele care fac vremurile să fie grele e și acesta. Oamenii vor fi nemulțumitori. Și nu-s mulțumiți cei din afară și nu-s mulțumiți nici cei din lăuntru, din biserică. Păstorii nu sunt mulțumiți de membri și membrii nu sunt mulțumiți de păstori. O, Doamne, ai milă de noi. Mulțumiți-vă cu ce aveți. În Cuvântul Sfânt ne este arătat câțiva care au fost nemulțumiți și la ce au ajuns cu nemulțumirea lor. Acan era la sosirea în Canaan. Prima cetate, Ierihonul și a zis: dau lovitura. Cu toate că li s-a spus că totul e dat nimicirii, el
a văzut o manta de șiniar, manta scumpă, a văzut o placă de aur și le-a luat. Și știți, el n-a vrut să recunoască, dar Iosua a insistat și mâna Domnului l-a descoperit că e Acan. Frații mei, nu fiți nemulțumiți. Acan a fost împroșcat cu pietre și omorât acolo. Și nu numai el, ci și familia lui. Un altul nemulțumit și era prim-ministru și face planuri și planuri criminale, cum să scape de unul care nu-i făcea plecăciuni. Haman a cerut și au venit meșterii și i-au făcut spânzurătoarea pentru capul lui Mardoheu. Și fiecare ce-și face, lui își face. A vrut ca să îl doboare și Domnul l-a ridicat. Și e frumos acolo când citiți că dimineața s-a dus să ceară capul lui Mardoheu și Domnul îl face ca împăratul. N-a putut să doarmă bine și i s-au citit cronicile și în cronici era specificat că Mardoheu descoperise un complot și regele întreabă, s-a făcut ceva omului ăstuia? Și cel care citea a spus, nu i s-a făcut nimic. Și cine-i la poartă? Diz de dimineață, Haman era la poartă, spânzurătoarea gata și să ceară capul lui Mardoheu. Și îl întreabă pe el ce să se facă omului pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l mulțumească. Și el și-a zis, pe cine altul? Pe mine, prim-ministru. Și spune să i se dea calul împăratului, să i se pună coroana împăratului, haina, mantia împărătească, să fie purtat prin piața din fața palatului și cineva, un demnitar, să strige, iată ce se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și împăratul îi spune, ia toate astea și fă-le lui Mardoheu. Nu puteți ca să pricepeți cum s-a întors pădos și creierii și stomacul la Haman. Era ceva prea mult. Și spânzurătoarea care a fost pregătită, că nu putea să încapă ca prim-ministru de Mardoheu, nemulțumit de el, a ajuns să-i fie pus capul în spânzurătoarea aceea la el acasă. Nu fiți nemulțumiți. Un alt caz din Biblie. David a fost omul credincios și a avut mai mulți copii. Între copii, unul a fost nemulțumit și vroia el să ajungă la împărăție și ieșea din cetate și toți cei care veneau și aveau vreo plângere pentru împăratul
le cerea să-i spună lui întâi și el le spunea, da, e drept, numai că împăratul nu vă ascultă. Și dacă aș fi eu împărat, aș face dreptate. Nemulțumit de tata lui. Știți ce s-a întâmplat? Capul lui avea un păr mare, podoabă, podoabă. Și podoaba i-a fost prepeirea lui. Nu fiți nemulțumiți. Și mai dau încă un caz de nemulțumire. Un tată destul de bogat, cu de toate și cu doi copii. Și cel mai mic, nemulțumit de ceea ce îi dă tata și de ceea ce avea în casa tatălui. Dă-mi partea de avere să o chivernisesc eu, sunt nemulțumit de felul cum faci tu. Și tata i-a dat averea. Știți ce s-a întâmplat? Și cum într-o zi, foamea l-a trezit și a dat seama că era bine acasă, dar că stomacul lui îi cerea mâncare și n-avea nici roșcovile pe care le mâncau porcii. Fiul risipitor a fost nemulțumit. Frații mei și surori, trăim într-un veac de nemulțumiri. Vă dați seama că nemulțumirea e păcat? Orice văicăreală a noastră îl face pe Dumnezeu de râs, îl dezonorează. Adică, așa copii are Dumnezeu în lumea aceasta? Mulțumiți-vă cu ce aveți. Noi cântăm și când solo care l-a cântat sora Angela spunea că bogății și fericiri ce Domnul ne-a dat. Vineri seara, fratele Matei a vorbit de fericiri cele din Matei 5. Și cei mai mulți cred că e doar pentru viața viitoare, nu aici. Ba, e pentru viața asta de aici. Amin. Cum se face însă că cei mai mulți copii ai Domnului sunt nemulțumiți? Simplu. Întoarceți la textul care l-a avut fratele Ban în dimineața aceasta. Epistola către Efeseni, capitolul 1, spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Dar unde? În locurile cerești. Când cineva caută binecuvântările printre gunoaie, nu le găsește. Învățați adevărul acesta. Unii sunteți convinși, luminați de Domnul și înnoiți de ani de zile și căutați încă bucuria și mulțumirea, fericirea în gunoaie.
Și asta e dispreț la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea ca Duhul Domnului să vă trezească. Înainte de plecarea din România, am fost pe la București și am trecut pe lângă crematoriu, nu știu cum am ajuns pe acolo, și în vitrină la crematoriu, adică crematoriu e locul unde se ard morți, și în vitrină sunt puse borcane cu cenușa lui cu tare și cu tare. Și m-am oprit puțin și m-am uitat și am fost izbit. Măi, frații mei, Ana Paucăr era cineva în regimul comunist. Forță! Vai, Doamne, să nu fi zis ceva rău de ea, că te înfunda canalul sau închisorile. În vitrină era o sticlă, așa cam de un litru, cu cenușă. Și pe, era etichetă Ana Paucăr. Citesc acum cartea fratelui Wulbrand, În subterană cu Dumnezeu. Și are acolo o seamă de amănunte despre marii bărbați ai României. Iuliu Maniu, Mihai Popovici, o seamă de ei, brătenii și care au condus România. Sub comuniști, Lucrețiu Pătrășcan, introdus în România ca spion, ca să pregătească pentru regimul comunist care aveau ruși în vedere să-l instaureze. Și Lucrețiu Pătrășcanu a fost ajuns ministru de justiție. Doamne, să nu fi ajuns pe mâinile lui Pătrășcanu. Îți aplica justiția. Și fratele Wulbrand într-o zi a primit în celulă pe Pătrășcanu. Cum? De sus? Da, da. Frații mei, învățați să fiți mulțumiți cu ce aveți. Cântarea Când despre Iisus eu aud, mă bucur tot mereu și simplu cânt, ca renăscut Mântuitorul meu. În tine am tot ce doresc, tot ce doresc. Cât de bogat sunt eu! Vine sărbătoarea mulțumirii. Și mulți nemulțumiți la sărbătoarea mulțumirii mulțumesc Domnului, Doamne, ca fariseul de altă dată. Eu așa, așa, așa și mulțumește. Și el e nemulțumit până în pulberea pământului. Aș vrea ca Duhul Domnului să vă pregătească pentru sărbarea de ziua mulțumirii. Amin. Și tu, Domnul, mi-a pus pe inimă un gând. Și tineri și bătrâni, acasă aveți vreo 10 zile până la sărbătoare.
luați Biblia și căutați și notați cât de bogat sunt eu, fiecare pentru sine. Soțul pentru sine, soția pentru sine, chiar și tinerii care s-au predat Domnului să caute cât de bogați sunt ei. Adică un fel de inventar al averii. Ca atunci când vine ziua de mulțumire, să aveți, să aveți pentru ce să mulțumiți. Și nu știu dacă voi fi aici sau nu voi fi aici, fratele, îl rog să ceară fiecare de aici să aibă hârtia la el și să vedem care e cel mai bogat din biserica noastră. Că avem, slavă Domnului, avem și din cei bogați și avem și din cei săraci care se văicăresc în fiecare zi. Nu e pentru mine, e pentru voi, în folosul vostru. Când cineva e mulțumit, Solomon spune că are un ospăț necurmat. Și chiar dacă starea asta de mulțumire, asta înfruntă condițiile în care te afli și asta înfruntă greutățile care vin. Vrășmașul profită de toate nemulțumirile și vin greutăți și necazuri. La cel flămând, Domnul Iisus, când a flămânzit la cele 40 de zile, a venit diavolul și l-a ispitit să facă pâini din pietre. Când cineva e sătul și are mulțumirea în suflet, nu-i mai trebuie, înfruntă ispitele. Învățați, e un adevăr scump al cuvântului sfânt. Vreau să fiți mai mult ca biruitori. De aceea am zis, aș vrea ca Duhul Domnului să vă deschidă și ochii și urechile și inima la cuvântul acesta și mulțumiți-vă cu ce aveți. Cum pot să fiu mulțumit? Hai, întoarceți la Filipeni, capitolul 4. E un text pe care voi îl știți, numai că mulți nu-l trăiți. Apostolul Pavel spunea fraților din Filipi, mulțumea că frații din Filipi și-au reînnoit sentimentele, i-au trimis un ajutor. Și în Filipeni, capitolul 4, la versetul 10, spune: am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar acum au realizat ce au gândit. Și el spune, nu zic asta din punctul meu de vedere, că știu să trăiesc și în belșug și în sărăcie. M-am deprins, spune el, m-am deprins să fiu mulțumit. Doamne, învață-ne lecția asta să ne deprindem, să nu ne văicărim, să mulțumim Domnului.
că cine mulțumește prin viață îl arată pe Domnul. Când Wesley mergea din Anglia ca să fie misionar aici în America între peile roșii, pe vapor, pe corabie, că nu erau vapoarele de astăzi, au fost o seamă de frați menoniți, un fel de baptiști ca noi. Simon Menon a fost baptist și ei și-au luat numele de menoniți. Ăștia au stat de vorbă cu Wesley. El merge misionar să pocăiască peile roșii. Dar el nu avea încă mântuirea. Și pe vapor, pe corabie, s-a petrecut o stare ca în furtunile cele mari. Corabia acum să fie frântă. Toți îngrijorați, toți frământați, toți strigau: O, Doamne, O, Doamne! Și Wesley merge la cabina unde erau menoniți. Și menoniții cântau și se bucurau. Și au oprit: Cum puteți să cântați când vedeți furtuna asta? Păi tata-i care conduce furtuna. Măi, fraților, avem un tată mare și minunat. Faceți ca viața voastră să dovedească altora ce bun tată avem. Wesley a fost doborât de menoniți. N-au stăruit de el să își recunoască starea lui, dar a ajuns să-și recunoască starea. Și după 2 ani, aici la St. Thomas și la alte insule unde a fost, s-a întors înapoi în Anglia și a spus: am mers să îi mântuim pe cei din insulele Americii și noi nu eram mântuiți. Necredința dă nemulțumirea. Aici în text i-a arătat că avem promisiunea: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Vin vremuri grele, frații mei și surori, mulțumiți-vă cu ce aveți și dați slavă Domnului și pentru închisori și pentru greutăți și pentru bătăi. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin.